astăzi ați primit câteva donații venite din partea comunității românilor din Irlanda pentru secția pediatrie. Înțeleg că o parte din aceste donații vor fi păstrate pentru copilașii mici de tăi, iar celelalte vor fi distribuite prin intermediul părinților în familie mai sărace, corect? Da. Da. Noi, ce să zic, le mulțumesc în primul rând celor din Irlanda că s-au gândit la noi. Asta și datorită dumneavoastră și ce ne-au trimis sunt folositoare. Că am primit pamper și am primit hăinuțe pentru copiii de la distrofici și mai sunt vreo 4-5 pachete cu haine mai pentru copii mai mari, care astea o să fie împărțite pe secție de către aparținători, reprezentanții românilor care au venit cu ajutoarele și o să fie împărțite la mamele cu copii care au nevoie de aceste hăinuțe și avem și o cutie cu încălțăminte. Asta, sponsorizările astea sunt foarte binevenite și îi mai așteptăm și pe viitor. Dacă se mai gândesc la noi, cu plăcere îi așteptăm să vină în țară și să mai ne ajute cu ce pot și când pot.